Tămâioasa de pietroasele, cel mai renumit soi de struguri din județul Buzău, este compromis aproape în totalitate. O raritate vor fi anul acesta și cireșele de mai, dar și prunele de Istrița, atât de apreciate peste hotare. Furtuna de săptămâna trecută a făcut prăpăd în podgoriile și livezile buzoienilor. Estimările făcute imediat după vijelie arată că pagubele vor ajunge până la 90% din producțiile ce urmau să fie înregistrate anul acesta. Un fenomen extrem de rar pentru luna aprilie a făcut prăpăd în județul Buzău. În doar câteva minute, ploaia însoțită de vânt puternic și piatra, care a ajuns și la 3 cm în diametru, au distrus întreaga vegetație pe suprafețe extinse. A scuturat pomii de fructe, a golit butucii de ciorchini și a pus la pământ legumele cultivate pe câmpuri și în grădini. Cantitatea de apă aproximativ a fost undeva la 12 litri pe metru pătrat. Și spun aproximativ, fiindcă pluviometrul nostru a fost distrus de vijelia puternică și l-am găsit jos, spart. Și considerăm că undeva la 12 litri pe metru pătrat, atât ploaie cât și grind. Ceva obișnuit pentru perioada asta? Total neobișnuit pentru sfârșit de aprilie, început de mai. Furtuna a fost destul de puternică. În prima fază a venit grindina, urmând apoi să se amestece cu picăturile de apă. Nu a durat foarte mult, undeva la 15 minute. Pe dealul mare, în zona Pietroasele, acolo unde sunt cele mai renumite podgorii, dar și stațiunea de cercetare viticolă, vijelia parcă a tocat lăstarii viței de vie. Grindina, în momentul când a lovit lăstarul crud, l-a retezat imediat și vedem și urma cum a fost lovit și cum s-a rupt. Și acesta este lăstarul căzut, care deja s-a negrit sau s-a ofilit. Lăstarii care au rămas sunt plini de puncte negre și aceste puncte negre sunt dovada loviturilor grindinei. Totodată frunzele sunt ciuruite. Și pe cât de mare a fost furia naturii, pe atât de mari vor fi și pierderile. Viticultorii de la stațiunea de cercetare vorbesc de pagube ce vor ajunge până la 80%, iar cel mai afectat soi este tămâioasa de pietroasele. Noi avem tămâioasa românească în ponderea cea mai mare și fiind și la pietroasa și specifică pentru zona noastră, tămâioasa este principalul soi afectat. Urmează feteasca neagră, feteasca regală, soiurile roșii ceva mai puțin. La mică distanță, la stațiunea de cercetare pomicolă, grindina a făcut același dezastru. Ramurile acestea pe care vi le arăt eu erau pline cu prunișoare, de ceva cam în genul ăsta. De aceea ce au mai rămas de lucru. Dar și cele care au rămas sunt afectate. Nu știu dacă puteți să o focalizați. Deja aceasta se vede că e atinsă. Va pica în curând și maxim o săptămână, care deci nu putem conta pe ea ca producție. Grindina a fost de mici dimensiuni aici, dar foarte deasă. Acelea sunt loviturile? Loviturile de la grindină, da. Două pe o prunată de mică. Pierderile sunt estimate să ajungă până la 90% din producțiile ce urmau să fie înregistrate anul acesta. Aici, la stațiunea Pomicolă Istrița, vijelia de maseară a făcut prăpăd. Oamenii au ieșit în teren și au făcut primele estimări. Pagubele ajung undeva la 500.000 de lei. Cele mai afectate specii sunt prunul și cireșul. După cum puteți vedea, pomii au fost aproape goliți de fructe, iar gradul de afectare ajunge până la 90%. În fața naturii dezlănțuite, nici legumele din câmp sau culturile de mazăre și floarea soarelui nu au avut nicio șansă. De exemplu, unul dintre cei mai mari legumicultori din județul Buzău a pierdut 5.000 de fire de vânătă pe care abia le plantase.